Primul soț al Mihaelei Rădulescu a încetat din viață în urma unei boli necruțătoare. Vedeta de televiziune nu a participat la înmormântarea fostului sportiv de performanță. Din păcate, acesta a fost diagnosticat anul trecut cu o afecțiune gravă. Bogdan Rădulescu s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani, după un an în care a luptat cu cancerul pancreatic. Deși a cheltuit foarte mulți bani pe medicamente și tratamente, medicii nu l-au putut salva. În ultima perioadă, prietenii s-au îngrijit de fostul soț al vedetei de televiziune, ocupându-se și de înmormântare, una restrânsă. Aceștia au încercat să o anunțe și pe Mihaela Rădulescu despre decesul fostului ei soț, scriindu-i un mesaj pe Instagram. Bogdan Rădulescu a murit anul trecut, pe 30 ianuarie. La funeralii nu a fost prezentă nici mama sportivului, care se confruntă cu probleme de sănătate. La ceremonie au participat maxim 15 persoane fostul partener de viață al Mihaelei Rădulescu, a fost absolvent al IFS și a practicat canotajul. Deși mariajul ei cu Bogdan Rădulescu nu a fost lung, fosta prezentatoare de televiziune i-a păstrat numele. După divorțul de Bogdan, vedeta ar fi rămas în relații bune cu fostul sportiv. Însă în ultimii ani, cei doi nu și-ar mai fi vorbit deloc.